Domnului primar, studenților, domnilor invitați, e și o zi frumoasă astăzi, a fost un pic cam rece ieri, a mai plouat câteva zile, a fost și foarte cald, dar acum noi începem simpozionul și cu ajutorul Domnului, să zicem așa. Un simpozion, în general, într-un simpozion obișnuit să vorbește, să discute, să prezintă tot felul de comunicate, să țin prelegeri, deci să vorbește mult. Noi, ăștia care facem simpozioane de sculptură, în general simpozioane de artă, vorbim mai puțin, în schimb muncim mult. Și ăsta este un simpozion care înseamnă efort fizic, înseamnă muncă de dimineață până seara. În simpozionul de la Hodul am avut ultimul simpozion internațional în care s-a cioplit tot an de zi. Sfinții au fost nevoiți să lucreze și noaptea. Chiar mi-au solicitat să le fac o instalație de lumini ca să poată și s-a lucrat și noaptea. Nu exclus că timpul este foarte scurt. Andezidul, roca asta dură care după bazal granit ia andezidul, e roca care se folosește la drumuri unde se piatra cubică, e făcută din andezid. E o rocă dură și studenții, unii din ei n-au cioplită pentru prima dată. De fapt, aici ei învață să transpună roca asta dură și câțiva dintre ei chiar au mai cioplit-o. Ce mă bucură pe mine că am reușit să fac simpozionul aici în Pașcani. Locuiesc, am locuit de 3 ani, m-am mutat la Iași, dar bine, sufletul meu rămâne o parte din el tot aici în Pașcani, pentru că sunt peste 30 de ani de Ilie Bostan Pășcănean. Mă bucur, cum spuneam, că am reușit cu domnul primar Dumitru Pantaze și câțiva oameni de suflet, bineînțeles că trebuie să-l amintesc și pe domnul profesor Abramiu, care a fost primul care a venit. Uite, domnul primar, noi vrem să organizăm simpozion de sculptură studențesc. Ce spuneți? Bineînțeles că am fost de acord din start. De fapt, discuția asta a fost de mai mulți ani, s-a purtat aici în Pașcani cu autorități care s-au perindat așa prin, cum e firesc, politic. Dar de data asta domnul Pantaze a fost cel care a luptat. A luptat efectiv pentru a obține acest simpozion, pentru a obține finanțarea. Pentru că eu vreau să fiu cinstit, domnul Pantaze a fost cu modestia de rivare, n-a vrut să supere pe nimeni, dar a fost o luptă vis-a-vis de opoziție. Eu nu fac politică, dar nu putem face o poziție destructivă. S-a refuzat simpozionul ăsta nu pentru că, așa e părerea, asta e părerea mea, nu pentru că nu era necesar orașului Pașcani, pentru că ar fi trebuit făcute trotuare și nu sculpturi în oraș. Așa se naște civilizația, așa omul devine mai bun prin artă. Puțină lume înțelege, dar arta are rolul ei extrem de important, chiar în sistemul politic, economic și de relație interumană. E cald, am început să fie cald și nu vreau să vă mai țin mult de vorbă, că am zis că noi mai mult muncim și am exagerat eu cu vorba puțin astăzi. Vă mulțumim, domnul primar, mulțumim la toată lumea care s-a implicat și sper că la, în final, când vom face închiderea festivă, să fim mai bine dispuși și să fim mai bucuroși, să ne placă ceea ce am realizat. Și poate mai numeroși. Deja cineva a fost în vizită pe aici, nu spui cine, persoană importantă, și probabil cu păreri de rău vis-a-vis de atitudinea care a existat în Consiliu. Vă mulțumim și studenților, spor la treabă.
Avem studenți din centre universitare artistice București, Cluj, Timișoara și Iași. De aceea se numește Simpozion Național de Sculptură. Dacă lucrurile merg bine, ar putea să Pașcaniu să mai găzduiască și alte simpozioane, poate chiar internaționale, cum a fost la Hodora în 2010, sau poate naționale în continuare, să devină o acțiune permanentă, anuală sau bienală. Asta nu mai depinde de noi. Vă mulțumim și spor, mult, mult, mult spor la lucru. Ei sunt tineri, dar uitați-vă ce poftă au de lucru. E cam deranjează vorba asta lungă, dar să vă să vedeți la treabă ce bine arată. Vă mulțumim. Nu știu, din Banat, din Ardeal, din capitala țării și din capitala Moldovei, Iași. Timișoara ne amintește de marșurile forțate spre Pădurea Verde, Târâș, marș la trageri, și aplicațiile de pe lângă Jimboria. București îmi amintește de emoțiile unor examene la care eram săcat pentru că nu mă pricepeam la economia politică de atunci, deci la problemele construcției socialismului în România, iar Clujul îmi amintește de desele concursuri cu elevii feroviari anuale și bianuale. Iașul, bineînțeles, în capitala județului în care ne aflăm, este pentru mine un fapt cotidian, merg des la Iași și Iașul rămâne totuși capitala culturii din această zonă. Sunteți în orașul în care cineva spunea, adică cineva fiind marele prozator Mihail Sadoveanu, că este locul în care nu se întâmplă nimic. Poate atunci, acum se mai întâmplă, însă acest eveniment este o întâmplare deosebită. Vorbind despre locuri unde nu se întâmplă nimic, cu ceva ani urmă, cam un sfert de veac, când se înfirițpau noile formațiuni civice și politice, cineva a venit la Pașcani și a spus că în formațiunea sa nu are nevoie de cei cu negru sub unghie, făcând referire la cei care depun muncă fizică și nu numai muncă intelectuală, spirituală. Fără cei cu munca fizică, oare unde ne-am aflat, stimați prieteni? Și de ce i-am replicat, fiind atunci redactor la un cotidian local, i-am spus, ce căutați, domn profesor, aici? Că aici sunt decât ciocanar de negru sub unghii. La noi nu sunt universități, nu sunt facultăți, nu sunt academii, deci trebuie să mergem cu ei înainte, că fără ei nu se poate, așa cum nu se poate fără dumneavoastră, cei tineri care veniți să creați pentru viitor. Referindu-mă la munca fizică, vreau să remarc, poate nu sunt primul și nu sunt cel care autorizat să facă să ne remarcă, dintre toate artele, cea care pune și osul la treabă este sculptura. Pentru că l-am văzut deseori pe maestru Irimescu lucrând la lopată în Ipsos, în nisip, de unul singur. Deci lucra la fel ca un muncitor din construcții și nu cerea ajutor de la altcineva. Și aici, localnicii, aș vrea ca pășcărinii să vină să vadă cum se lucrează în piatră, cum se lucrează în rocă, pentru că presupune multă muncă fizică, nu numai la gorie, cum îi zicem noi. De aceea propun autorităților locale, ca să nu uit spre final, ca ștrandul să vă fie la dispoziție în mod gratuit atunci când aveți nevoie, pentru că vă va fi necesar dușuri, baie și așa, pentru că se degajă, știu, mult praf și munca fizică trebuie respectată. Vreau să cred că așa cum domn profesor Bostan vă însoțește pe dumneavoastră aici în această tabără, vreau să cred că peste vreo 25-30 de ani veți fi obligați să reveniți la Pașcani, să prezentați publicului larg lucrările care probabil peste timp vor deveni celebre. De Doamne să fie așa! De asemenea, doresc ca primarul orașului Pașcani, la finele anului 2050, să raporteze că orașul Pașcani a primit cu vreo 10.000 de turiști în plus față de anii precedenți, pentru că lucrările făcute dumneavoastră sau câteva dintre ele au devenit notorii și curioși vin să le vadă.
urez spor la treabă și încă o dată bun venit. Și rog pe domn profesor să revină, să prezinte tot și echipa eterogenă, spunem noi, dacă ne referim la localitățile din care veniți, și să fim prieteni în acest timp. Vă mulțumesc încă o dată. Național de Sculptură, organizat de Primăria Municipiului Pașcani, de UAT Pașcani, ca să spun mai exact, este un eveniment ce are loc după acel proiect de hotărâre în care domnii consilieri au fost de acord, o parte dintre dumnealor, cu organizarea acestui eveniment în municipiul Pașcani. Pentru început o să dau cuvântul domnului primar pentru a transmite mesajul dumnealui pentru acest eveniment. Vă rog. Domnule profesor Ilie Bostan, dragi studenți, este o onoare pentru mine să deschid astăzi lucrările simpozionului național Formă și Expresivitate, urmarea aprobării hotărârii, prin hotărâri de Consiliul Local a acestui simpozion. Sunt onorat de faptul că am reușit și să organizăm acest simpozion. Nu sunt multe la număr în țară. Municipiul Pașcani este onorat de această activitate și sunt convins că prin lucrările pe care o să le realizeze studenții, o să îmbogățim patrimoniul cultural al municipiului nostru prin aceste exponate care vor fi amplasate în piața din fața primăriei municipiului Pașcani. Din câte cunosc, sunt în jur de 12 lucrări și va fi un adevărat muzeu în natură prin amplasarea acestor exponate în piața respectivă. Urez succes, spor la muncă și aștept cu nerăbdare să vedem din această piatră ce exponate frumoase o să rezulte. Succes în continuare!